bună și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Analizele pentru trombofilie fac parte din recomandările medicilor privind testările în sarcină. Pentru a afla ce este această afecțiune și ce recomandări au specialiștii, am venit astăzi la doamna dr. Emel Nuraltay, care este șef secție obstetrică-ginecologie în cadrul Spitalului Clinic Sanador. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua, bine ne revedem! Spuneți-mi, în primul rând, ce este trombofilia? Definim trombofilia ca fiind un status, o stare. Multă lume apreciază această patologie ca pe o boală. Nu vorbim despre o boală, este un status care generează în viața de zi cu zi o anumită capacitate a sângelui să fie mai viscos și să facă cheag mai ușor. De aici și consecințele pe care le resimte orice persoană care se poate afla într-o asemenea situație. Gravidele, în mod special, pentru că la ele, dacă sunt purtătoarea unei gene care codifică trombofilia, pe lângă asta au și statusul gravidic procoagulant, cumva se însumează aceste două efecte și suntem puși în situația în care, dincolo de accidentele trombotice pe care le pot prezenta gravidele care au o formă de trombofilie ereditară sau dobândită, pot avea complicații legate de sarcină, cu afectare directă a fătului, cu apariția trombilor, cheagurilor de sânge la nivel placentar, la nivelul circulației fetoplacentare, la nivelul cordonului umbilical, cu efecte, desigur, din cele mai nefaste, chiar până la exitul fetal intrauterin. Când recomandați analizele pentru trombofilie, pentru această stare, și care sunt măsurile pe care le luați în cazul în care ajungeți la concluzia că o gravidă este, prezintă astfel de riscuri, ca, precum cele menționate? Vedeți, analizele de trombofilie, care sunt destul de laborioase, sunt unele genetice, altele care monitorizează gradul de viscozitate a sângelui, nu fac parte din analizele standard pe care le primește o gravidă aparent sănătoasă la începutul sarcinii din partea medicului obstetrician. Însă, dacă suntem atenți și efectuăm o anamneză corectă și completă, în sensul de a întreba pacienta despre antecedentele ei personale sau despre antecedentele heredocolaterale, respectiv patologia părinților, a rudelor de gradul 1, complicații ale mamei gravidei la naștere, numărul de sarcini pierdute dacă ele există, ne pot face să ne gândim că ar putea exista un status trombofilic și recomanda analizele specifice. Ce mai constatăm iarăși este o vârstă mai înaintată la prima sarcină, cel puțin în viața cotidiană, în orașele mari, în metropole. Desigur că femeia și-a schimbat un pic modul de a privi lucrurile și cumva își dorește oarecare stabilitate, atât emoțională cât și din punct de vedere pecuniar, și atunci primele sarcini apar undeva după 30 de ani, ba mai mult decât atât, chiar după 35. Cu cât prima sarcină apare la o vârstă mai înaintată, desigur că și stările de sănătate mai speciale au un impact mai mare asupra evoluției sarcinii și, sigur, calității fătului și a copilului care va rezulta. Ca atare, toate aceste elemente trebuie luate în calcul atunci când recomandăm un pachet complet trombofilic, dar experiența îmi spune că din ce în ce mai mulți colegi și noi optăm pentru a face aceste analize tocmai pentru a preîntâmpina un eșec. Eșecul nu ne place. Avem o altă cultură față de alte state europene măcar. De exemplu, în Marea Britanie se pune problema despre a investiga o trombofilie atunci când avem o pacientă care pierde 2, 3, mai multe sarcini. Noi, din păcate, sau nu neapărat din păcate, dar pacienta care urmează să devină mamă româncă este o pacientă informată, este un om civilizat care vine, se așează și îți expune faptul că își dorește să nu se expună niciunui risc. Și atunci, desigur că printre toate multele analize pe care le recomandăm, e bine și înțelept să oferim și un profil trombofilic. Ce se întâmplă cu valorile modificate? Ce măsuri luați în timpul sarcinii pentru ca totul să decurgă cât mai bine și sarcina să ajungă cu bine la termen? Pe lângă suplimentele alimentare pe care le recomandăm atunci când sesizăm deficite, în analizele pe care, desigur, le recomandăm trimestrial la gravide, avem un pachet de investigații care ne pot nouă sugera statusul procoagulant. Dacă suntem într-o asemenea situație, avem la dispoziție două tipuri de suplimente preparate. Primele sunt așa numitele antiagregante plachetare și de aici clasa mare de aspirine, de acid acetilsalicilic în diverse doze, dar și dacă, desigur, valorile ne arată o progresie accentuată și rapidă a formării cheagurilor, putem apela la tratamentul anticoagulant, care este util să fie monitorizat și gestionat de către un hematolog care să vadă pacienta lunar, să-i monitorizeze valorile de dimerilor și în funcție de asta să ajusteze dozele de anticoagulant. Există variante și situații în care optăm pentru ambele variante. Pacienta primește și o doză de antiagregant plachetar, precum și un anticoagulant, desigur monitorizând cu foarte mare atenție ecografic starea fătului, ritmul de creștere al lui, fluxurile sanguine dinspre mamă către făt și, desigur, starea de bine fetală, care este obligatorie. Ce ar trebui să știe femeile cu astfel de problemă? Dacă respectă toate recomandările medicului, pot naște un bebeluș sănătos, indiferent de ce spun analizele? Din acest punct de vedere, da, dar doar dacă respectă recomandările de tratament pe care le facem. Pe perioada sarcinii lucrurile sunt gestionabile. Avem la îndemână, desigur, ecograful care ne furnizează extrem de utile, valoroase și importante date despre starea fătului și putem acționa în funcție de asta, dar eu m-aș apleca un pic asupra stării de non-gestație și anume după nașterea unuia sau a doi copii în condițiile date, cu strictă monitorizare, desigur, din partea obstetricianului și hematologului. E important ca pentru calitatea vieții de după naștere și, sigur, cu cât înaintăm în vârstă, cu atât devin mai importante evitarea sedentarismului, un regim de viață sănătos. Sportul este extrem de important pentru pacientele care au o formă ereditară sau dobândită de trombofilie, desigur, evitarea fumatului și, de ce nu, o viață activă și cu mai puțin stres.